De câte ori ați pățit și voi să stați pe toaletă, să stați pe canapea, să stați pe masă, să stați în frigider și să vă uitați pe TikTok să vă apară un clip din ăla satisfăcător, să stați o oră pe același clip. Așa că astăzi o să facem clipuri satisfăcătoare alături de Saic, el o să ne judece clipurile pe care noi o să le facem. Neapărat abonați-vă și apăsați butonașul de like. Și primul clip satisfăcător o să fie cel cu săpunul. Toată lumea știe clipurile cu săpunul pe care le vedem pe TikTok. Hai să desfacem și noi ăsta și facem una să mă râd ăsta puternic la început. Ia fiți atenți, băieți. Și dacă vă întrebați care e faza cu covorul, ăsta o să ne ajute pe noi mai târziu. Acum vor puțin asta, băi. Pisica asta e cea mai disturbing chestie care există. Pleacă de aici. Mamă, dăm primul cut, băieți. Bă, cum îl tai? Îi dau pătrățele multe, da? Ei, bam, bam, bam. Cât de smut intră lama. Tăiturile orizontale acum sunt gata, trebuie să le facem pe cele verticale. Ăsta nu cred că o să scoată cine știe ce sunet, real vorbind, acum îl simt eu. Ascultați doar, doar ascultați. Exact, nu se aude nimic, se aude doar lama. Și acum îi dăm ultima tăietură, gata, ar trebui să iasă cel mai satisfying clip cu săpunul. Ok, astea care au ieșit deja o să le dau jos. Vlad, ești gata? Da. Trebuie să facem mișcarea cea mai importantă. Băieți și fetele, de pe clip să-mi ziceți și mie dacă ați fost satisfăcuți și poftă bună că știu că vă uitați la asta în timp ce mâncați. Lăsați în comentarii ce mâncați ca să am și o idee ce să mănânc data viitoare. Hai, liniște totală. V-a plăcut? Ți-a plăcut? What the fuck, vezi că chiar a fost tare. Ia, mai dau o dată. Că pare că am dat încât să pot să mai fac o dată. Dar mie că mă tai, mă. Ia. S-a auzit stomacul meu, fuck. Ok. Ok, bine. Am tăiat gros. Dar e un clip satisfăcător de destul de bun. Fii atent, stai, Vlad, că știu cum o repar. 75% dintre voi nu sunteți abonați la canalul meu. Băi, să vă fie rușine. Eu stau, mă chinui, postez și voi nu sunteți abonați. Hai, bagă subscribe-ul acolo. Băi, ți se pare că al doilea săpun nu e la fel de bun ca primul. Primul a stat, a ținut asta când îl tai. Să vă arăt și vouă, să nu știți că vă mint. Se sfărâmă. Și n-am tăiat noi prost. Dar totuși, tot o să încercăm să-l facem. Uite, lăptem mai mari. Na. Dar au căzut toate bucățelele din el, gen. Ok, asta nu e deloc satisfying. M-am enervat și cred că v-ați enervat și voi. Fake. Ok, nu, e fake, nu. Stai. Știi ce putem să facem cu asta? Uite asta. Ia. Bine, o să și vorbesc când fac asta. Lăsați-mi în comentarii dacă vreodată ați pățit să stați pe TikTok. Efectiv, exact ce am zis în intro. Să stați pe TikTok și să stați vere să vă uitați la un clip de ăsta. Sau majoritatea știți cum fac de pe TikTok. Ca să facă watchtime și vizualizări. Fiți atenți. Acum clipul meu arată ca unul de pe TikTok. Eu stau și curăț săpunul ăsta jos. Și voi sus aveți un vlog de-al meu. Așa fac oamenii ăștia. Bine, acum o să vă dau vlogul cu sunet, să vedeți cum se vede și când cureți săpunul. Cu toți banii strânși o să vedeți ce surpriză o să-i pregătesc surorii mele. Așa, deci fii atent. Trebuie să vorbesc aici? Și voi stați, auziți vlogul, vă mai uitați din când în când și la vlog, dar jos e ăla de curăță și gen îți ține atenția. Bine, mai erau și aia care sunt cu Subway Surfers, vezi cât de tare a ieșit felia asta. Am rupt-o. Stai că mai fac una. Mai fac una și asta e felia perfectă. Fii atent. Nu? Nu, tu-ți dai seama că eu azi mi-am bătut joc de bani. Mi-am bătut joc de bani rău de tot. Și nu sunt mândru că am făcut aceste achiziții și probabil nu o să scop banii pe clipul ăsta. Lasă, nu mai filma cât de neîndemânatic sunt. Dar, overall, eu zic că e un clip destul de drăguț. Îl așteptăm pe Saic să coboare că s-a dus să spele și îi arătăm cât să pună ăsta până atunci îl pregătesc. Ajuns, Saic, aici și acum fii atent, Saic. Noi am făcut... ca și cum sunt la mine acasă, da. Nu contează. Mereu am văzut asta pe TikTok, dar mi-a fărat niciodată, frate. Fii atent, o să fac eu un pic, dar după aceea dau ție să faci. De fapt, ia-ți fătul că eu am făcut până acum. Știi cum, să-mi tai degetul. Nu, da, să stai degetul. Băi, ești nebun. Bă, ce tare, veri. Lasă-o, n-ai bine treabă. Mi-e ca să-mi vină în deget. Da, tare mie că acum îți vine în față, sincer. La cum stai și cum îl faci. Wow. Bă, de fiecare dată am văzut astea, bă, dar so niciodată n-am încercat niciodată să le fac în realitate. Și acum fii atent, ok, ai una cu săpunul. Ce mai știi tu cu săpunul? Atâta. Nu, fii atent. Bă, două. Bă, ce bine l-ai făcut. Bă, asta chiar e bucata perfectă. Stai că se lipide o de-aia. Era. Era.
Vrei să încerci și asta? Da. Ia uite la ce mi-a luat al meu cuțitul, băi. Bă, la mănânc eu, mă, vărule. Să băgăi săpun. Vezi că și ție zise. Mi-e fi chiar bine. Știi ce o să ne întâmple cu vlogul ăsta? No. Deasupra noastră acu' e vlogul meu trecut. De ce? Nu știi clipul ăsta dezvăgătoare cu oameni care taie săpun? Ia vedeți ce clip satisfăcător tare am găsit. Avem nevoie de apă, de un borcan, mă rog, o sticlă din asta mare, de biluțe de-astea șmechere. Am luat două cutii astăzi, dar alea de miros frumos, nu sunt orbiz. Pac! Și de lichid colorat. Să strângem toată mizeria asta pe care am făcut-o noi aici. Pac, luăm asta și băgăm biluțele. Mamă, ia vezi. Vlade! Ok, o să fie tare rău. Mamă, tu îți dai seama cum o să fie să strângem toate astea, că o să zboare în toate părțile. Dacă aș ști și eu să le pun, să nu le scapă toate pe lângă. Bă, cât de smut e! Fac mâna pâlnie. Hei, de ce au venit așa din magazin? Bă, dar arată mișto măcar când pică în cutie acolo. Arată tare. Momentan arată tare, trebuie să mai punem ăsta colorat, doar că stați așa un pic că mi-a alunecat mâinile, că mă, cum se desface asta? Fii atent. Ce, Robi? De unde mi-am luat adidasii? Păi frate, i-am luat dintr-un magazin. Dacă intrați pe ultimul vlog o să aflați de unde am adidasii. Că toți m-ați întrebat. Robi, de unde ai adidasii? Robi, de unde ai adidasii? Ia vezi! Pac! Ok, de ce spargem? Cum o spargem? E normal, avem nevoie de niște scări, dar nu avem scări pe aici. Normal, dacă făceam asta în casă la Saic, n-aveam cum să curățăm, că are și pisica și se sparge asta în tot felul de cioburi. Păi fii atent cum facem. Păi așa facem. A, bine! Ia! Nu mi s-a părut așa tare. Chiar nu s-a spart cum așteptam. Bă, dacă aveam scări vere. Clipul ăsta satisfăcător nu prea l-am văzut de atât de multe ori, dar o să încerc să-l fac. L-am văzut de fapt. Ce lame e asta, vere. Eu am crezut că e spumă. Păi și eu am crezut că e spumă, e gel de ras. N-ai cum să... Ba da, fii atent, îți arăt cum. Stai, pun de ăsta. Uite. Și-l amesteci. Chiar da. Dar deja e... E ok, le... Bă, cam asta trebuia să se întâmple, dar o să vedeți după ce facem aici. Asta, sincer, e puțin satisfăcător, că uite cum îl iau după una. Ok, de-abia aștept să curăț covorul ăsta, de asta îl țin aici, îl jegrez cu toate astea și după aia îl curăț. Ești gata? Da. Chiar a fost tare asta. Nu mai iese paharul, gata. Bun, punem asta înapoi. Deci noi prima dată facem un test, da? După aia îl chemăm pe site să arătăm și lui ce am învățat astăzi. Ești gata? Da. Nu-ți place? Tare, da. Ești un mincinos. Lăsați în comentarii și dați și voi notă la ce facem noi aici, da? Țineți cont că... Nu cred că trebuie să fac asta, nu? Pentru următorul clip satisfăcător, spumă de ras. Sau, mă rog, în teorie nu trebuie să fie spumă, trebuie să facem doar... În teorie nu trebuie să fie spumă de ras. Trebuie să facem, să curățăm geamul ăsta, da? Doar că asta avem noi acum și știm că o să vadă pe cameră. Și o să folosim racleta asta, dar întâi, hai să facem asta spumă. Cred că trebuie să o amestec cu niște apă, nu-i așa, Vlad? Că o să rămână urme pe geam. Bă, noi ținem să precizăm că facem asta pe casa lui Saic. Poți, dacă nu iese bine clipul ăsta cu de-astea clipuri satisfăcătoare, dacă nu iese bine, o să redenumesc vlogul cu I-am andereza casa lui Saic. Mi se pare o idee foarte bună, nu? Miguel, mi se pare foarte dubios să fac liniște când trebuie să fac o chestie din asta asumură și o chestie satisfăcătoare, pentru că mi-e place foarte mult să vorbesc, dar aia ei ar trebui să fac liniște și să vă arăt cum o să curăț eu acest geam. Trebuie să fac cât de satisfăcător pot, da? Fii atent, Vlad. Nu e cea mai satisfăcătoare chestie momentan, stai. Auzi? Da. Știi că aveai bidonul ăla de apă de 10 litri în mașină? Da. Fii atent, asta o să fie tare. Gata, am venit cu forțe noi și proaspete. Uite, cu ăsta de fapt trebuie să faci să cureți așa, cu fâs. Pac, 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 pac. Acum chiar o să fie satisfying. Mă rog, n-am curățat racleta. Nu o curățăm. Fii atent. Bă. Ok, bun, hai că începem. Ești gata, Vlad? Da. Sunteți gata, băieți, de pe clip? Fiți atenți. Pac. Și e totul despre linia asta pe care o fiți atenți. Vezi că se face asta?
Bă, nu cred că se uită un curățător de geamuri din ăsta profesionist la clipurile mele să-mi zică: "Aaa, ce prost ești, n-ai șterpire geamul." Bine, dacă se uită mama la clipul ăsta, da, se uită un curățător de geamuri profesionist. Dar eu zic că își face treaba. Că n-aveți cum să vă supărați pe mine că am făcut asta, că chiar am încercat, da? În fața mea am nisip kinetic și ce o să fac ăsta, o să-l amestec și după aia o să-l bag într-o formă și o să începem să îl tăiem franjuri. Sunt curios dacă o să se amestece, sincer, cum îmi imaginez eu un cap. Bloody! Ok, ok, ăsta chiar o să fie tare. Ăsta o să fie tare, pe bună o să fie tare. Și avem aici forma asta. Bine, mi-au dat și lopățică, dar nu o să mă apuc acum să fac asta. Asta nu e așa tare. Nu știu dacă pentru asta e sau nu. Dar e tare cum se desface el așa. Mă rog, hai să îl amestecăm. De fapt, fii atent. Îl băgăm aici direct și întoarcem asta cu susul în jos și păi ne apucăm să-l tăiem. Pac, pac, pac. Să înceapă distracția. Zi, ce-i fac prima dată? Îi dau așa, îi dau jos capul? Pac. Nu, eu zic să-l lei așa, bam, bam, bam. Ah, să-l tai felii, da? Da. Haide. Faceți liniște, băieți. Dărâm asta sau o las în picioare? Dărâmă, dărâmă. Wow, cât de tare e asta. Fii atent. Bă, dar oare n-am cum să-l fac cumva să curgă, gen? Să se rupă cum s-a rupt aici? Hai, mă. Fii atent, fii atent, Vlad. În viața mea n-am avut nisip de ăsta. Eu, când eram la Zuga, credeam că nu există așa ceva. Credeam că doar prin străinătate putem să vedem așa. Vlad, Vlad! Ai bătut joc de sufletul meu, vede. Ok, bun. Chiar l-am stricat, cred. Ok. Uite de la paharul acolo, să-ți cum simt de-asă tot. Sunt prost rău, m-am pus mâna în față, băi, scuze. Ia vesică, știi ce e ăsta, da? Da. Te rog frumos. Am avut de ăsta. De unde ai avut de ăsta? Am și la mine în casă. Și eu am stat și m-am dus și l-am căutat. Asta chiar e tare. Asta mi se pare chiar tare și bă, e satisfying și când bagi cutter-ul până să simte așa șmecher. Care e clipul tău satisfăcător preferat? La care îți place ție să te uiți cel mai mult? Ăla când curăță covoare. Da! Ăsta e răspunsul clasic! Și o să face cine ăla e, ăla e singurul la care chiar mă uit când mi-apar clipuri pe TikTok cu ele sub. Și eu la fel. E clipul meu preferat și sunt 100% sigur că... Ok. Sunt 100% sigur că vă place și vouă clipul. Toți cei care aveți copilărie știți ce e ăsta. Și chiar dacă sunteți mai mari de vârstă, toți știți ce e ăsta. Doar că nu știu eu să-l deschid, că eu știu ce e. E vorba de slime, oameni buni. Doar că nu știu să-l deschid. Ah, gata, iată. Și avem aici slime cu biluțe. Băi, n-am încercat niciodată când eram mic să fac slime. Nu știu câți dintre voi ați încercat să faceți slime. Știu că trebuie glicerină boraxată și șampon și încă ceva, dar nu mai știu ce. Ăsta are și bine din astea de polistiren, dar s-a întărit? Păi la ambalaj scrie că nu se întărește niciodată. Chiar scrie asta? Da. Wow! Da, e... Bă, ăsta nu-i slime de ăla, cum credeam noi că e. Să fie viscos, să fie... Sunt biluțele astea cu lipici, gen, vezi? E nașpa, ăsta e slime fake. Dar cred că sare, dacă de... Păi dacă cred că sare, sunt asta. Chiar să-i vadă, bă! Vrei să le amestecăm? Da, ăsta e la fel. Și probabil așa sunt realitatea. Bă, eu cream că e slime de la muci, gen, să îl faci cum vrei tu. Și a fost și cel mai scump. Chiar a fost cea mai scumpă chestie. A fost 80 de lei. Așa că dacă n-apăsați pe butonul de like la clipul ăsta, să știți că eu nu pot să vă mai fac vloguri. Că bă, prea am scos bani din buzunar mulți rău de tot. Și nu scot niciodată banii când fac vloguri. Dacă nici ăsta n-are zeamă, sunt supărat rău. Nici ăsta n-are zeamă. Ok, ăsta chiar e cel mai nașpa slime și mă aștept să nu fie deloc satisfăcător. Și exact cum ziceam, nu mi se pare deloc satisfying. Chiar sunt foarte dezamăgit, bă, de ăsta. Chiar aveam așteptări pe bune, aveam așteptări. Gen, ziceam că bag mâna în el, e slime, e așa, dar nu e. Și pentru asta o să-l și stricăm, nici nu merită să-l chem un păsăi pentru asta. We wasting time. Bine, dacă ăsta mare o să iasă tare și o să iasă mare și o să iasă bulgar, o să-l chemăm să-i arătăm și lui, dar gen, o să zic că da, tare și pleacă, gen. Că n-are ce să zic, e un slime urât. Sau poate s-a jucat el, mă, cu slime și știe el ceva. Hai, mă, tot îl chemăm. Aveți blăduț. Mama, când să jucăm fotbal cu ea. Hai să chemă băieții la sintetic. Ok, hai să încercăm să tăiem pasta. Asta cred că o să fie tare, sincer. O tai așa. E, nu e tare. Da, uite, fiți atenți. Vă fac clipul satisfăcător.
Cred că v-am enervat pe toți. Bun, hai să-l chemăm și pe Sai să vedem ce părere o să aibă de amalgamul nostru de bile cu lipici, că nu e slime-ul pe care îl știam eu. Chiar sunt foarte dezamăgit de asta, pe bune. Dar chiar să-i dau note, îi dădeam 2. A fost... Mie asta chiar îmi place. Îți place? Da, îi pare tare. Vrei, a fost marketat ca slime-ul ăla, te-l faci cu glicerină relaxată, cu de-asta. Asta, asta chiar e tare. Mi-e place rău. Nu, asta chiar e tare, bere. Mi se pare așa tare. E drăguț, mă, dar eu am plecat cu gândul că e slime și nu e slime, e gunoi. Nu, dar eu mă așteptam să fie asta când am văzut. E că știam că asta o să fie. Dar mi se pare mai curățat decât slime-ul. Să-l certați în comentarii pe băiatul care mă filmează, îl cheamă Vlad. Da, Vlad, prietenul meu, că în loc să stea și să mă filmeze, stătea și se juca cu gunoiul ăla de... Uite, iar să-l zice la el. Ok, acum avem plastilină. Toată lumea în copilăria lui a avut plastilină. Doar că noi acum nu o să ne jucăm normal cu ea. Cum ar fi să faci forme, să... Eu când eram mic am făcut o salamandră și am băgat-o în frigider și mă... Ok, Vlad, poți să o păstrezi tu. Mulțumesc. Și când a văzut mama aia în frigider s-a speriat pentru că cumva am făcut-o destul de bine. Dar avem această plastilină. Bine, eu inițial am mai luat și gunoi de ăsta, dar am înțeles, mi-a zis băiatul că gen n-am ce să fac, că e praf. Și da, chiar e praf aici, cred că se face cu apă și facem o mizerie prea mare. Plus că deja am făcut mizerie și nu suntem acasă la noi, suntem la Saiga acasă. Bun. Plastilina roșie. Ok, da, poți să te joci așa cu ea, e plastilina jumbo, care, bă, se simte bine, miroase urât, dar în mânuță așa să stai să te joci cu ea, chiar e moale, e drăguță, e antistres așa, dar mi-a făcut mâinile roșii. Galbin și albastru. Vreau să-l strâng și vreau să strâng și galbenul înainte să-l bag. Fii atent. Și asta? Ok, galbi. Mi-a rămas pe degete și albastru. Și momentan nu o să le forțăm, fiți atenți. Filmez paharul ăsta, da? Cel mai satisfying vreau să... Vreau să pui și muzica. Acum vreau să intre muzica din aia satisfăcătoare. Da, Vlad? Da. A fost groaznic. A scos un sunet amuzant. Până la urmă, cea mai bună chestie pe care poți să o faci cu plastilina este să vă abonați și voi la canalul ăsta odată, ca să facem și noi 300.000. Vedem și facem și cu mașina, că imediat terminăm proiectul. Mai avem, de fapt, de muncă. Trebuie să o colantăm, trebuie să-i facem evacuare, trebuie să-i facem geamuri și să o lăsăm din suspensii. Și hai totuși să vă dau bonus așa, niște plastilina cutting, băieți și fete. Ok, nu, Elin, trecem peste plastilina. Trebuie să-l dăm prin noroi. Ia, fii atent. L-a zis pe el? Da. Să-i mut. Ion, ești zasis. What the fuck, bro? Ești vegen de jegos? Da, pare da. Ha? Trebuie și tot, colțuri, tot. Îl frec pe peste tot. Mama, dacă vede mama asta, mă moară. Îți dai seama să faci așa cu covorul pe bune, covorul lui Măta? Ia vesică, ce-am pregătit aici. Wow, gălăgiosul! Dă-i un notel ăsta. Bă, în realitate mi se... Bă, în realitate mi se pare mai nașpa decât să-l vezi tu pe TikTok. Nu, e foarte tare. Uite ce este de el. Yeah! Bun, cam astea au fost clipurile satisfăcătoare pe care noi le-am făcut. Nu uitați să vă abonați, că lui s-a apăsat butonul și de like. Am fost aici alături de Stag, noi v-am lăsat. Pa! Money line, I'm a runner.